Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre Cartea lui Tobit din Sfânta Scriptură. Invitatul nostru este Părintele Protosinghel, asistent dr. Maxim Vlad, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet, preacuvioase Părinte Protosinghel! Bine v-am regăsit! Am ales pentru discuția noastră un subiect mai puțin obișnuit, respectiv una dintre cărțile Sfintei Scripturi. Nu este o carte oarecare, ci este una, îndrăznim să o numim, dezvăluind deja pentru cei care ne urmăresc câteva din direcțiile discuției noastre, o carte profetică mesianică, respectiv care trimite la Mântuitorul Iisus Hristos. Să le luăm pe rând, preacuvioase Părinte Protosinghel. În mulțimea de cărți ale Vechiului Testament avem o narațiune, o serie de întâmplări care încep foarte interesant și se leagă cu ceea ce personajul principal, să-i spunem așa, un anume Tobit, de neam iudeu, se hotărăște să scrie o carte a istoriei sale, spune el, fiul lui Tobiel, al lui Ananiel, al lui Aduel și așa mai departe, dar aflăm mai departe la sfatul unui înger care îl sfătuiește să pună pe hârtie și să dea mărturie tuturor despre cele întâmplate. Cum se vede această carte în șirul cărților Sfintei Scripturi? Este una didactică, moralizatoare? Care este scopul ei și de ce o avem în canon? Această carte care aparține cărților bune de citit, ea nu face parte din seria cărților revelate, ci este o carte cu conținut moralizator, a cărei narațiune și a cărei istoricitate este plasată cu 600-700 de ani înainte de Mântuitorul Iisus Hristos, în timpul lucrării profetice a profetului Iona, pentru că la un moment dat membrii familiei lui Tobie fac trimitere la profetul Iona și avertizează pe Tobie, pe fiul, îl avertizează cu privire la faptul că după ce s-a căsătorit și după ce va mai rezida o perioadă în Ninive, ar trebui să părăsească această cetate, pentru că, potrivit profeției lui Iona, ea va fi pedepsită de Dumnezeu și probabil că va fi ștearsă de pe fața pământului. Deci, această carte anaginoscomena, da, bună de citit, are un conținut extrem de moralizator și plin de mesaje și de semnificații pentru viața spirituală. De aceea ea a fost foarte cinstită și lecturată de-a lungul istoriei bisericii, inspirând pe foarte mulți creștini în comportamentul lor și în felul în care aceștia și-au gestionat, să zicem așa, viața și și-au întrebuințat averea sau banii, cheltuindu-i după voia lui Dumnezeu. Sunt câteva aspecte asupra cărora trebuie să insistăm. Tobit este un necunoscut, să spunem. El nu mai apare după aceea neapărat ca referință, spuneați, și totuși Sfinții Părinți se opresc asupra sa, imnele din slujbele noastre vorbesc despre dânsul, Sfintele Icoane nu mai vorbim, atât în apus, dar nu mai vorbim de răsărit, unde Tobit și fiul său Tobi apar ca simbolul ale ascultării, ale unei vieți curate și așa mai departe. Părinte Protosinghel, cine este Tobit în economia acestei cărți și de ce este el important? Tobit este un evreu din neamul lui Neftalim, din seminția sau tribul lui Neftalim, care a luat drumul exilului alături de mulți conaționali de-ai săi, fiind dus în robie asiriană, în cetatea Ninive.
Unde se căsătorește, este un familist, ca să spunem că sigur, tot avem acum discuțiile publice despre familie. Spune aici, ajungând în vârstă bărbătească, mi-am luat de femeie pe Ana din neamul nostru și ea mi-a născut pe Tobi. Un singur fiu va avea. Da. Acesta relatează faptul că înainte de exil, spre deosebire de conaționalii săi, care practicau la un moment dat și cultul idolatru, aducând jertfe la statuile idolilor, el s-a ferit, a rămas fidel monoteismului părinților săi, patriarhilor Vechiului Testament, și mergea deseori la Ierusalim anual, unde aducea jertfe pentru păcatele sale și pentru păcatele membrilor familiei și își cheltuia cu foarte multă înțelepciune câștigul, în sensul că o treime din câștig îl oferea templului pentru preoția aronită și pentru leviți, o treime o cheltuia pentru sine și pentru familia sa pentru nevoile curente și o treime o împărțea orfanilor, văduvelor și străinilor care trăiau împreună cu membrii poporului evreu. Această împărțire, acest mod de gestionare al resurselor, l-am observat la mulți creștini, la care uneori se face referire chiar și în pateric și în alte lucrări spirituale. Practic, unul dintre aceștia este curelarul din Alexandria, la care Sfântul Antonie cel Mare este trimis și care, prin modul în care și-a organizat viața, era la fel de îmbunătățit și de plăcut lui Dumnezeu ca și Antonie din pustie. Deci vedem că modelul lui Tobie s-a perpetuat la nivelul modului de viață creștin ulterior. Și mai avem această temă a închinării la idol și a curăției, a distinției, a fierosirii sau retragerii omului din mediul său, așa cum întâlnim în cazul profetului Ilie, când Dumnezeu îi spune că mai are încă 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Și iată aici spune, și când am fost dus în robie la Ninive, toți frații mei, așa cum aminteați la început, și toți cei de un neam cu mine au mâncat din mâncărul acelora. Iar eu mi-am păzit sufletul și n-am mâncat, căci mi-am adus aminte de Dumnezeu cu toată inima mea. Preacuvioase Părinte Protosinil Maxim Vlad, trăim într-o lume care consumă și amestecă valori diferite, de fapt valori cu non-valori, virtuți cu păcate și așa mai departe, care emasculează, care vopsește noțiunile, limbajul și așa mai departe. Cum să înțelegem un astfel de exemplu al lui Tobie? Fidelitatea față de învățătura și practica credinței părinților săi îi asigură lui Tobit asistența personală din partea lui Dumnezeu. Practic, rămânerea în această stare de fidelitate, chiar dacă era greu și chiar dacă era constrâns de mediu și de împrejurările vremii, pentru că era în exil și putea să, zicem, să beneficieze de această dispensă, să mănânce din mâncărurile impure, necurate, necușer ale ninivitenilor, totuși el face acest sacrificiu și rămâne fidel practicii evreiești cu privire la mâncăruri și nu numai. Nu doar pentru atât, că face milostenie. El face milostenie, îngroapă pe cei morți din neamul său, din poporul evreu, care erau abandonați sau care erau uciși de către stăpânitori, de către membrii armatei lui Sanherib și a celorlalți împărați din Ninive. Astfel că viața lui Tobie stă sub semnul milostenii, a milei, a binefacerii, a filantropiei față de om și față de întreaga creație. De aceea el beneficiază încă de la început, dar fără să fie
explicită acest lucru, de asistența Arhanghelului Rafael, care, pe parcursul cărții, vedem că l-a însoțit în călătorie pe fiul acestuia, Tobie. Avem așadar o călătorie. Cei avizați pot vedea aici motivul inițiatic. Putem face analogii, nu știu cât de mult ne folosesc, dar putem să ne gândim la fiul cel risipitor, la ieșirea, la trimiterea, deși acesta merge cu binecuvântare, beneficiază de ajutorul lui Dumnezeu, așa cum ați spus. Ce este cu acest înger și de ce acest motiv, această ieșire, căsătoria și tot ceea ce se întâmplă? Să punctăm pe scurt. Până la episodul manifestării Arhanghelului Rafael, vreau să mai subliniez un lucru care e din ce în ce mai absent în economia familiei și în viața contemporanilor noștri. Pe lângă faptul că era foarte milostiv și își chivernisea în acest mod averea, Tobie era și foarte econom. Știa să pună deoparte bani albi pentru zile negre, în sensul că a trimis un taler de argint undeva la un cunoscut în media, astfel că acel pe Tobie, pe fiul său, l-a trimis ulterior pentru a aduce acest argint atunci când a ajuns în impas, pentru că din cauza faptului că îi îngropa pe cei morți, el a fost supus unei persecuții din partea autorităților. Acestea, urmărind să ia viața, el a fugit, s-a refugiat la un moment dat și soția sa, Ana, s-a angajat ca țesătoare. Din ceea ce câștiga, încerca să întrețină întreaga familie. Practic, din cauza felului în care el se îngrijea de conaționalii săi, și pentru că a îngropat un mort, într-o noapte a rămas afară pentru a nu se atinge de cadavru pe care l-a ascunsese în propria locuință. A rămas afară și a stat toată noaptea sub strașina propriei case, fapt care i-a provocat orbirea prin excrementele pe care vrăbiile care stăteau pe acoperișul casei i-au căzut pe ochi. Și astfel, iată, omul bun, omul milostiv, omul avut, a ajuns în stare de orbire și de boală fizică. Ca la Iov, lumea se poate întreba, acest lucru este drept? Aparent, acest lucru nu este drept și e un scandal faptul că Dumnezeu l-a lăsat pe plăcutul său să orbească, să fie adus într-o asemenea situație, deși el s-a îngrijit de binele tuturor semenilor săi cu care se întâlnea sau cu care avea de-a face. Boala lui nu se termină aici. Boala este și ea un leitmotiv al cărții întregi. Se împletește cu călătoria pe care o face fiul său Tobie. De ce face această călătorie și ce ne spune ea nouă din punct de vedere existențial, moral? Fiul său face această călătorie pentru a recupera banii, acei bani, acel argint. Partea de avere. Partea de avere și pentru ca părinții săi să nu mai treacă prin aceste necazuri și prin aceste suferințe. În același timp, în paralel, o tânără pe nume Sara, dintr-o familie evrească, este greu încercată de o ispită prin care este incriminată de către cunoscuți, așa cum este incriminat și Tobie, care ajunge să fie de râsul celorlalți, care cumva îl ironizează pentru faptul că, iată, deși a fost atât de bun și s-a păstrat atât de corect și de drept, este pedepsit în viziunea lor de Dumnezeu cu orbirea, iar Sara, o fecioară,
este învinuită de uciderea a 7 tineri care au vrut să se căsătorească cu ea și care au fost omorâți de un diavol, de un duh necurat pe nume Asmodeu, dar fără ca ea să aibă vreo vină sau să fie implicată în acest șir de ucideri. Iată și vocele incriminatoare, soția chiar a lui Tobit, Ana, care spune: unde sunt milosteniile și faptele tale cele bune? Parcă este soția lui Iov. Toată lumea știe ce ți-au adus, iată, adică i-au adus orbirea. Iar Sare, această fecioară care se căsătorea, dar nu mai ajungea să-și consume nunta sa, pentru că Asmodeu, duhul cel rău al desfrânării, îi ucidea fiecare dintre acești miri, primește din partea slujitoarelor sale această mustrare: dacă bărbații tăi au murit, nu trebuie să ne pedepsești pe noi, du-te și tu după ei, ca să nu vedem de la tine fiu sau fiică niciodată, căci iată, ai fost dată în căsătorie la 7 și n-ai avut noroc de niciunul. Foarte interesant faptul că Asmodeu era un duh al desfrânării, un diavol care patruna patima desfrâului și care i-a omorât pe cei 7 tineri, dar nu a mai avut putere asupra lui Tobie, care în simultan cu ritualul tămâierii face și o rugăciune arătând că intenția lui de căsătorie nu are în vedere satisfacerea poftelor trupești, fapt care probabil nu s-a întâmplat cu ceilalți 7 care doreau să se căsătorească cu Sara, în primul rând pentru satisfacerea instinctului sexual și pentru procurarea plăcerilor. Și de aceea duhul necurat avea autoritate și putere asupra acelora încât le-a luat viața. Tobie spune de fapt tatălui Sarei, la momentul când acesta se hotărăște să-i o dea de soție: nu voi mânca nimic aici până ce nu vă tocmiți și nu vă învoiți cu mine ca să-mi o dați de soție. Și după legea lui Moise, să spunem, i-o dă în grijă. Și noaptea, când au rămas numai amândoi în cameră și după ce tămâiază Tobie, vreau să vă întreb cine îl învață și de ce îl învață și care sunt semnificațiile tuturor acestor gesturi. Tobie s-a sculat din pat și a zis: scoală, soro. Întâlnim în mai multe rânduri în această carte exprimarea chiar între cei doi soți, Tobit, bătrânul, și soția sa, Ana, apelativul de soră și frate. Iată și aici: scoală, soro, să ne rugăm ca să ne miluiască Domnul. Și începe a spune Tobie: binecuvântat ești tu, Dumnezeul părinților noștri, și binecuvântat este numele tău cel sfânt și slăviți întru toți vecii. Parcă suntem la slujba cununiei, exact, ortodoxă. Să te binecuvinteze pe tine cerurile și toate făpturile tale. Tu ai făcut pe Adam, tu ai făcut pe Eva, femeia lui, și așa mai departe. Și acum, Doamne, nu plăcerea o caut luând pe sora mea, așa cum spuneați, ci o fac cu inimă curată. Binevoiește, deci, a avea milă de ea și de mine și a ne duce împreună până la bătrânețe. Și a zis și ea cu el: amin. Și apoi au adormit amândoi liniștiți în noaptea aceea. Da, vedeți că, practic, căsătoria lor nu se consumă în noaptea nunții. Se consumă spiritual prin unirea în rugăciune, rugăciune prin care binecuvintează pe Dumnezeu și prin care își arată înaintea lui Dumnezeu unul altuia intențiile. Iată, nu pentru poftă, pentru plăcere am luat-o pe Sara, ci pentru împlinirea voii tale. De aceea această carte a inspirat foarte mult secole de-a rândul modul în care creștinii s-au raportat la această unire în interiorul familiei dintre bărbați și femeie. De aceea și slujba cununiei spune așa: unește-i pe dânsii într-un gând, încununează-i într-un trup, dăruiește-le lor roadă pântecelui, dobândire de prunci buni. Deci înainte să fie într-un singur trup, trebuie să fie cei doi, bărbatul și femeia, într-un singur gând. Și care este gândul? Și Sfântul Apostol Pavel spune: și acesta să fie gândul întru voi, care era și în Iisus Hristos. Deci cei doi miri, soțul și soția, ca să poată să devină una în trup, dar după adevăr și după voia lui Dumnezeu, trebuie să fie uniți în același gând, în aceeași rugăciune, în aceeași evlavie și în aceeași
raportare la valorile dumnezeiești. Nu putem trece peste faptul că este sfătuit Tobie pentru această acțiune de tămâiere, dar mai cu seamă de rugăciune de către îngerul Rafael. Iată cum îi spune înainte de toate aceste întâmplări îngerul: și când va trebui să te apropii de ea, ridicați-vă amândoi și strigați către milostivul Dumnezeu și El vă va mântui și vă va milui. Deci când va trebui să te apropii de ea, ridicați-vă amândoi și strigați către Dumnezeu. Ce frumos! Cât de frumos! Mi-a venit în imagine episodul ducerii chivotului legii pe Sion de către împăratul David, care juca înaintea chivotului. Deci strigați Domnului cu glas de bucurie, așa ne spun psalmii, și exact același, spre același lucru sunt îndemnați de către arhanghelul Rafael cei doi tineri, Tobie și Sara. Mai înainte de a ajunge în casa socrilor săi, Tobie pescuiește la râu și prinde un pește foarte, foarte mare, care se repezise chiar să îl muște. Din acel pește, arhanghelul Rafael îi spune să folosească inima, splina și ficatul. Peștele l-au consumat, iar apoi cu inima și cu splina au tămâiat în acea noapte casa, fapt care l-a făcut pe diavolul Asmodeu să plece, au exorcizat practic casa, iar arhanghelul Rafael l-a legat pe acest diavol undeva în zona Egiptului de sus. Practic, întâlnim în viețile sfinților de multe ori întâmplări asemănătoare, când iată, cum e în cazul Sfântului Foca, care a legat pe diavol și i-a închis în niște oale de lut. Și sunt și alți sfinți care de asemenea au legat cu puterea lui Hristos pe diavol și i-au așezat undeva în locuri impracticabile. Peștele aici este simbolul Mântuitorului Iisus Hristos, care prin întruparea sa a alungat pe diavol, că Sfântul Apostol Pavel spune că Mântuitorul a venit să strice lucrurile și lucrările diavolului. Și deci splina, ficatul și inima reprezintă, iată, trupul, practic elementele esențiale constitutive ale corpului. Cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu trupul și sângele Lui, spală păcatele lumii, vindecă, împărtășanea fiind numit de Sfântul Ignatie Teoforul medicamentul nemuririi, da? Deci vindecă și în același timp exorcizează, da? Pe om și spațiul în care locuiește de prezența duhurilor necurate. Așadar, discutăm despre planuri diferite, distincte, dar comune, să spunem, prinse în buchet de semnificații în cadrul acestei cărți, acestei narațiuni, ce poate părea fantastice, dar care este privită în permanență cu ochii credinței. Nu sunt simboluri întâmplătoare. Pare că suntem purtați treptat, gradual, către înțelegeri mai profunde. Iată, călătoria care începe sau este marcată încă de la primele momente de un pericol, de o întâmplare, de acest pește care oferă mai târziu elementele atât rezolvării situației Sarei cu demonul, cât și vindecării din final, ca încheiere a acestui cerc al lui Tobit. Ce se întâmplă cu îngerul preacuvioase Părinte Protosinghel? Cum apare și cum dispare din peisaj? El se prezintă la început ca un membru al unei familii evreiești și spune că este prieten
a lui Tobie și gata să fie slujitorul lui și însoțitorul în această călătorie, ca ulterior să se descopere tatălui lui Tobie când acesta s-a întors în casa părintească împreună cu soția sa, Sara, ca fiind arhanghelul Rafael, și el, arhanghelul, îi dă niște sfaturi cu totul și cu totul speciale, prin care subliniază încă o dată și accentuează încă o dată folosul și binefacerile pe care le poate aduce milostenia în viața omului. Dacă îmi permiteți, aș cita Tobit, îi spune lui Tobi, acum că m-am și vindecat, hai să-l plătim pe înger, de fapt pe Rafael, că nu știau că e înger, cu ceea ce i-am spus. Și cu jumătate din avere. Cu jumătate, mai mult. Deci, da. Tobie, care a fost vindecat prin ungerea ochilor cu acel ficat al peștelui, vrea să îi ofere jumătate din averea lui arhanghelului Rafael. E un îndemn și sunt niște coordonate de viață care vin direct de la Dumnezeu prin arhanghelul Rafael. Practic, sunt niște... să le spunem așa, niște paradigme de bună viețuire, un cod, e de fapt un cod de viață care este revelat, exact, care este descoperit direct de Dumnezeu și care arată care e valoarea milosteniei înaintea lui Dumnezeu și care sunt efectele practicării milosteniei asupra vieții oamenilor. Preacuvioase Părinte Protosinghel, vă pun o întrebare simplă care ține, să spunem, de anumite naivități pe care sunt sigur că le avem mulți dintre noi. Putem fi și noi subiecții unor astfel de întâmplări sau de griji minunate din partea lui Dumnezeu prin îngeri, oameni binecuvântați, sfinți, biserică și așa mai departe? Sigur că putem fi și tradiția bisericii este plină de astfel de momente, de astfel de angelofanii, de astfel de purtări de grijă ale lui Dumnezeu față de om, căci unii, făcând acestea, adică milostenii, da, au văzut îngeri, ne spune Sfântul Apostol Pavel și întreaga Scriptură. Deci faptele bune săvârșite în numele lui Dumnezeu și care au ca scop preaslăvirea numelui Său, deci în numele Lui și pentru Dumnezeu, de aceea Sfinții Părinții ai Bisericii ne învață că atunci când slujim sau asistăm sau facem niște lucruri pentru oameni, să le facem ca pentru Dumnezeu. Să slujim omului ca lui Dumnezeu. Deci făcând acestea, iată că însuși Dumnezeu îl asistă pe om și îl însoțește cu îngeri purtători de lumină și îi facilitează omului asemenea experiențe spirituale. Vă mulțumim pentru aceste tâlcuiri. Sperăm că tot ceea ce ne-ați spus astăzi reprezintă o invitație pentru cei care ne urmăresc de a citi cu adevărat această carte din Sfânta Scriptură, de a medita și de a-și crește evlavia la Dumnezeu, la îngeri, de a spori în toate aceste fapte de milostenie. Să încercăm să facem milostenie, să vedem cum ne va fi de bine. Vă mulțumesc, Preacuvioase Părinte Protosinghel, și vă așteptăm data viitoare la Cuvânt pentru Suflet. Doamne ajută! Dragi telespectatori, aceasta a fost discuția noastră. Am vorbit despre o carte din Sfânta Scriptură, despre cartea lui Tobit, cu Părintele Protosinghel, asistent dr. Maxim Vlad, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Vă așteptăm data viitoare. La revedere!